În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Pentru că suntem în postul preasfintei născătoare de Dumnezeu, a Sfintei Adormiri, știți că foarte mulți credincioși acum se împărtășesc. Și aș vrea să clarificăm puțin pentru cei ce nu știu, sau pentru cei ce știu, sau pentru cei ce între timp s-au emancipat, că s-au mai mișcat apele, cum se spune, s-au mai schimbat opiniile, părerile. Întotdeauna problematica Sfintei Împărtășani a fost una spinoasă. Unii au fost de acord că e bine mai des, alții că e bine mai rar, alții că e bine numai în posturi, alții că e bine și duminical. Au venit din urmă alții și au spus că e bine în toată ziua, adică vii cu borcanul, ți-o iei acasă și iei la felul 3, fără nicio rânduială. Și atunci, pentru că am întâlnit câteva cazuri în care doamnele au fost foarte aprinse și au spus, da, nu, da, eu vreau și mâine și poi mâine, și am spus, nu luăm pastile la 8 ore. Să ne amintim că Sfânta Maria Egipteanca s-a împărtășit o singură dată în viață de către Zosima, când a plecat din viață, și o singură dată în viață când a intrat în pustie, cu 45 de ani înainte. Asta nu înseamnă că eu vă recomand să mai veniți la împărtășanie după 45 de ani, dar vă recomand modul de viață a Mariei Egipteanca și modul de viață și de trăire duhovnicească a Mariei Egipteanca, adică să trăiți 45 de ani cu 5 pâini, să treceți Iordanul ca pe uscat, să reușiți să vă înălțați la rugăciune la un metru de la pământ. Și îmi spunea o domnișoară, nu domnișoară, era o doamnă, cum să cade ea, dar foarte ofuscată. Cum adică, și dacă eu vreau astăzi să mă împărtășesc, n-am voie? Zic, dacă n-ați postit, nu. Să-i aduc dânsei argumentul, unde scrie că trebuie să postești 3 zile înainte de Sfânta Împărtășanie? Și am spus, zic, nu scrie că trebuie să postești 3 zile, scrie că postul Sfintei Marii ține 14 zile. Eu nu pot posti. Dacă nu poți posti și ai vreo boală și duhovnicul tău știe, te împărtășești cu știrea lui cu o singură zi de post. Dar tot trebuie să postești. Ce reprezintă postul? Reprezintă bunul simț. Când n-ai bun simț și vrei să fii tupeist și să faci abuz de sfintele taine, încerci să crezi că mănânci din potirul acela ca din cupa de înghețată sau de salată de fructe. În Sfânta Scriptură avem două argumente. Acest soi de draci iese numai cu post și cu rugăciune, de aia ne străduim și noi câte un pic sara și dimineața să facem câte o rugăciune. Iarăși Mântuitorul Iisus Hristos a spus, cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, iar dacă îi urmăm lui Hristos, ne aducem aminte că acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat din trupul Preasfintei Fecioare Maria, prin puterea Duhului Sfânt, la vârsta de 30 de ani, ne-a arătat nouă în muntele Carantania că 40 de zile n-a gustat și n-a mâncat nimic. Noi, slavă Domnului, avem frigiderul plin cu compot, cu sarmale, cu salate, cu ghiveciuri, cu fructe, cu ciorbe, cu tot felul de bunătăți de post, tot felul de fructe la îndemână, că suntem în mijlocul verii și la începutul toamnei îndată, când toate sunt în rod. Și dacă ne este lene să postim, atunci înseamnă că chiar noi n-avem niciun pic de evlave față de Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie. De ce? Apostolul Pavel ne ceartă și ne spune să se ispitească omul despre sine când bea din pahar și când gustă din pâine, ca nu cumva să-și ia lui foc și o sândă. Ioan Gură de Aur spune și mai frumos, că am văzut și spovedania asta săptămânală și lunară și după metodele, eu nu știu ce sfinți și cine sunt ei, dar am pe Sfântul Ioan Gură de Aur mărturia concretă care spune așa, de este cu putință creștine în fiecare clipă și ceas să te spovedești, că o zi nu e viața omului fără de păcat. Deci dacă ai venit azi la spovedi și ai luat aghiazmă mare și mâine te împărtășești, e foarte bine, dar dacă ai venit în ziua în care te împărtășești nemâncat și nebăut și te-ai pregătit, voi ați văzut cum întreb eu. Te-ai pregătit? Ai postit? Da, părinte. Ți-ai citit? Da, părinte. Ți-ai făcut pravila? Da, părinte. Ești nemâncat? Da, părinte. Pentru că am întâlnit și această dezlegare, nu a dat-o vreun preot sau vreun episcop, n-acuzăm pe cineva, vin băbuțele și spun, părinte, doar o cafeluță am băut. Nu se bea cafeluță înainte de Dumnezeiasca Împărtășanie. O bei după Dumnezeiasca Împărtășanie. De ce?
ca să nu-L obosești nici pe Hristos cu lenia ta. Pentru că noi mai bem cafea să ne revenim din tensiune, din oboseala nopții, din tensiunea joasă, din stresul zilnic, dar nu înainte de dumnezeiasca împărtășanie. Deci corecta și evidenta sfântă împărtășanie, o spune Sfântul Ioan Gură de Aur: eu nu fericesc nici pe cel ce se împărtășește des și nici pe cel ce se împărtășește rar, ci pe cel care o face cu vrednicie. Duhovnicul dumneavoastră vă stabilește vrednicia. Eu am dat voie și săptămânal pentru femeile curate care sunt singure, am dat voie și de două ori pe săptămână pentru cei bolnavi, nu am atitudini retro sau pro sau contra, dar am aversiune față de lipsa bunului simț în prezența lui Hristos. Dacă spune că sunt prea curatele, nemuritoarele, cereștile de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, apoi nu sunt fel așa de hai, dăm și mie. Trebuie să ai puțină tărie. Am făcut pogorământ, de exemplu, au venit oameni de departe, unul de acolo, din capul lumii sau din nu știu unde, și a spus: părinte, n-am mâncat, suntem nemâncați, ne-am spovedit, dar n-am postit. Da, puteți posti următoarele zile, da, am făcut pogorământul și l-am împărtășit cu omul, a mers, pentru că vine de la distanța de câteva sute de kilometri, a plecat postind pentru următoarele zile, că a putut să se spovedească și să primească dumnezeiasca împărtășanie. Dar ca să vii tu cu îndrăzneala și să spui: părinte, vreau să mă împărtășesc, îmi pare rău, Hristos nu stă peste friptură, nu stă peste ouă, ochiuri, nu stă peste bunătăți, peste masa de restaurant. El vrea, cum spune Scriptura, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Milă voiesc, chiar nu jertfă. Nu-și cere Dumnezeu 100 de zile de post. Dar când ai venit la dumnezeiasca împărtășanie, 3 zile bagi la ghiozdan atât: pâiniță, ceai, fructe, zarzavaturi, ca să vadă Dumnezeu că te-ai smerit puțin cu trupul. Și vă iau modelul Sfântului Leontie de Agra, care a trăit 124 de ani. I se spunea Leonte cel fără de moarte. Și când a venit Paștele, a zis ucenicului său, care era ucenic: te rog să nu uiți astăzi să pui în apa cu oțet 12 picături de unt de lemn, că e praznic împărătesc. Care e diferența de la miel făcut la rolă, de la pandișpan, de la ou roșii, de la ciorbițe, de la piftii, de la salate biof și toate bunătățile, până la 12 picături de ulei în ziua de Paști, că e praznic împărătesc? Nu trăim viața pusnicească, noi trăim viața creștinească. Dar să vedem evlavia sfinților față de sfintele taine, aș mi-a spus o domniță din asta, tot așa încercată în cele duhovnicești: pe mine împărtășania mă ajută să lupt cu păcatul, lasă pupă-te neîmpărtășită. Nu pățești nimic. Când hotărăști să te împărtășești, o stămână îl lași pe Ionuț acasă să doarmă și tu vii curată la împărtășit, nepupată și neiubită, ca să vadă Dumnezeu că ai smerenie. Deci, să nu abuzăm de puterea Sfintei Împărtășanii, că ne facem rău sufletește. Pentru proasta economisire a tainelor lui Dumnezeu, la vremea de apoi vor fi morți și boale la norod. Și noi vedem cam ce se întâmplă în jurul nostru, în societate. Nu e de ajuns să te împărtășești, trebuie să te și rogi. Nu e de ajuns să te împărtășești, trebuie puțin și să postești. Și postul care îmi place mie, spune Isaia, este așa: să rup pâinea ta în două, să o împarți cu cel flământ, să bei paharul tău pe jumătate, spui jumate și lui cel însetat, să dai o haină mai ruptă sau care nu-ți trebuie, mai spui tu că nu-ți place cum arată, să o dai la unul care e gol de tot, să rup lanțul nedreptății, să nu bați jocorești văduva, să nu umilești săracul, să nu oprești plata slugii. Și acesta e postul pe care îl iubesc eu, zice Isaia, prin capitolul 52. Postul acesta al Maicii Domnului se ține, ieri am întâlnit, cu legume, nu cu fructe de mare. Mereu ne luptăm cu explicații. Dar la greci? Noi nu suntem în Grecia. Noi suntem în România. Și dacă e să amintim de fructele de mare, să aruncăm o privire în TVR ce se întâmplă în Grecia, da? Poate fi și un efect a fructelor de mare, când să mâine Dumnezeu pe noi. Noi să nu glumim cu cele duhovnicești. Cu cele duhovnicești să fim foarte, foarte, foarte aspri. Pentru că cine se roagă Maicii Domnului cu credință și chiar o cinstește cu credință, mare plată va avea în cer. Orice dorință îi se îndeplinește.
Și pentru că postul acesta are 2 săptămâni, cine vrea se împărtășește și săptămâna aceasta dacă ține cu rânduială și cine vrea se poate împărtăși și săptămâna viitoare dacă ține cu rânduială. Ai schimbarea la față, praznic împărătesc. Unii pot să vină de Sfântul Ioan Iacob mâine, alții pot veni de Sfânta Teodora, apoi mâine, deci după vineri, sâmbătă, alții pot veni duminică, alții pot veni și duminica viitoare, alții pot veni și în ziua de adormire, deci trebuie să avem puțină evlavie față de cele sfinte și să lăsăm dramele acestea moderne sau simplitatea aceasta, că cineva mi-a zis, era din zona Drobeta, Turnul Severin, părinte, voi moldovenii sunteți mai rigizi la cele duhovnicești. Nu este adevărat. Dumnezeu este același pe toată fața Pământului. Dumnezeu este la fel și în Catedrala Cuvioasei Parascheva din Iași, Dumnezeu este același în Catedrala Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Constanța, Dumnezeu este același în Catedrala Sfântului Iosif de la Partoș din Timișoara, Dumnezeu este același în Catedrala Sfintei Cuvioasei Filofteia, Dumnezeu este același și în Catedrala de la Satul Mare la Mănăstirea Perilor, cea reprezentativă, sau Bârsana. Deci nu e alt Dumnezeu, e același Dumnezeu cu aceleași principii de egalitate spirituală, cu aceleași merite și harisme. Numai noi încercăm să găsim metode de cotitură privind cele duhovnicești și să căutăm să scăpăm cât mai ieftin, exact cum e ca la sport. Dacă poți să stai în apărare și să nu muncești când dai la fotbal gol, atunci stai liniștit pe lângă poartă și aștepți să treacă vremea. Aici nu merge așa. Pavel spune altfel. Nu lupți după legile jocului, nu iei cununa. Și închei, că mai am 3 minute, să vedeți ce înseamnă împărtășirea fără respect față de Sfintele Taine. Că v-am început a spune, cum te împărtășești cu respect? Postești 3 zile frumos cu toată sârguința, îți faci rugăciunile de Sfânta Împărtășanie, știți ce, salia cred că nu e o noutate, te spovedești frumos cu lista la duhovnic, iei Sfintele Taine cu evlavie și cu credință și cu trăire, apoi mulțumești lui Dumnezeu că le-ai luat și duci bucuria și harul în casa ta. Era un duhovnic, nu-i din cartea mea, omilile Sfântului Macare cel Mare. Eu am mai repetat odată, dar pentru că am avut 3 sau 5 cazuri de genul acesta, am spus că e bine să audă și alții. Un duhovnic bun într-o cetate și oricine venea îi împărtășa așa pe bandă rulantă, că vorba aia trebuie să fim prieteni cu Dumnezeu sau trebuie să ne împărtășim, că așa e tradiția, nu-i tradiția. Mi-a spus cineva, dar ce părinte, împărtășania se câștigă? Da, da, da. Ia să ascultăm. Sfinte Zosima, păcatele care le-am făcut în tinerețe, rușini este ale și grăii. Mă cutremur a privit cerul. Nu îndrăznesc a mă apropia. Și ea spune, femeia lui Dumnezeu, dă-mi voie să mă închin, nu te închina ca ai Sfintele Taine la tine, dar nu azi mă împărtășesc. Vii la anul, pe vremea asta, în același loc să ne întâlnim. Și Maria Egipteanca, cu toate că a trecut Iordanul ca pe uscat, un an a făcut pocăință, metanii, lacrimi, post, înfrânare, trăire autentică și vorbire cu Dumnezeu. Iar în momentul când la un an a venit Zosima să-i dea Sfintele Taine, atunci și-a și dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu. A venit un leu și i-a stupat groapa, i-a săpat-o cu ghearele, i-a pus trupul acolo, a stupat și după aceea Zosima a venit ziua să caute locul pentru cinstitul trup și nu s-a mai găsit nici locul și nici trupul. Dumnezeu a acoperit locul și n-a lăsat ca un asemenea trup sfințit să fie la îndemâna oamenilor de rând păcătoși. Că noi mergem la sfinți și trecem cu șervețelul, cu tricoul, cu baticul, cu fularul. Da, nu știm dacă suntem chiar atât în măsură de sfinți încât să-l obosim pe sfânt cu apăsările noastre, dar nepăsători fiind. S-ar putea sfinții să ne mustre, bă, ce vrei de la mine, tu nu vezi că nu ești, tu n-ai gândurile mele, n-ai lucrarea mea, ce mă deranjezi? Ce vrei să stai să bei la bar, să mănânci, să fumezi și eu să te ajut? Nu pot face treaba asta. Trebuie să vadă evlavie. Era un duhovnic într-o cetate foarte blând. Mamă, i-au făcut oamenii biserică. Nu mai spunem, că avem și astăzi evlavie de genul acesta câteodată, poate la modul exagerat și trebuie să fim atenți. I-au făcut mormânt, venea lumea, îl venera, făcea toate frumusețile, cum facem noi? O evlavie deosebită. În schimb, paracliserul, care era un mare trăitor, rămânând seara în biserică să facă curățenie ultimul,
când dădea cu mopul și ștergea pe jos și făcea candele și premenea biserica, mereu auzea din mormânt, vai, 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 mă, ce-o fi asta? Și-a pus urechea pe mormânt și s-auzea înăuntru ca și cum cineva biciuiește și cineva să vaite. Și atunci zice, Maica Domnului, descoperăm ce e asta, că se rupe sufletul mine, nu înțeleg nimic din lucrarea asta. Și s-a auzit glasul îngerului, să nu pleci la noapte din biserică. Stai liniștit aici, ia psaltirea, pune-te într-un colț să nu vorbești nimic, că dacă vorbești mor pe loc. Și ce vei vedea, să scrii totul, să fie de învățătură celor de pe pământ. Și ce a văzut noaptea? Cum doi arhangheli au ferit piatra de mormânt la o parte, l-au scos pe duhovnic îmbrăcat în veșminte cu Evanghelia în brață, l-au dus în fața Sfântului Altar. Un înger ținea discul și un înger ținea potirul, iar alt înger îi dădea după cap cu o vârguță aurită și cădea pe disc un mărgăritar și în potir un mărgăritar. Și așa o noapte, așa două, așa trei, așa nouă, până ce în vreo 40 de zile nu s-a mai arătat lucrul ăsta. Dar în ultima noapte, că el n-a mai plecat de acolo, așa i-a spus, nu vorbești nimic, stai aici și scrii tot ce vezi. În ultima noapte a spus, aduceți acest vas de necinste în mormântul lui, că se va chinui până la obștească înviere și atunci va lua și mai mare o sândă. Că a dat trupul lui Hristos în gura celui păcătos. Și acum a spus, mergeți în cimitir nopți de-a rândul și aduceți pe cei ce s-au împărtășit cu nevrednicie, să luăm mărgăritarele la ei. Și duhovnicul s-a rugat, acela paraclisierul s-a rugat Maicii Domnului și a spus așa, Doamne, ori de ce treaba asta? De ce? Și a spus așa, să n-aruncați mărgăritarele porcilor și câinilor, ca nu întărcându-se să vă rupă. Ce înseamnă aceasta? Câinele e simbolul dezmățului și aborâturii. Ați văzut când le mănâncă hoituri din locul mizerabil, așa omul iubește mizeria, nu iubește păcatul. Și porcului de ce? Că îi place tăi, la spală-l pe porc, fă-i unghii roșii și pune-i papion, arată-i o groapă cu glod, acolo se bagă. De ce? Pentru că e porc. Ei, și noi când ne purtăm câinește și porcește, de fapt nu facem altceva decât să batjocorim biserica. Adică în sensul că luăm cele sfinte, facem abuz de ele, ne cununăm și ne divorțăm, ne spovedim și păcătuim, ne împărtășim și ne doare la bască, ne cununăm și nu ne pasă, ne botezăm și nu contează. Eu cel mai mult mă distrez și spun un singur lucru, dacă aș fi Domnul Hristos la judecată, aș da o singură sentință în ziua judecății. N-aș pune nicio întrebare, nici de ce ești păcătos, nici de ce nu ești păcătos. În clipa când sunt pe norii cerului și sunt în scaunul de judecată, spun așa, cine știe crezul și psalmul 50, intră în rai. Cine nu știe crezul și psalmul 50, nu intră în rai. Adeseori mă duc la botez, și când nașii trebuie să spună crezul, spun așa cu jenă, părinte, ne puteți ține un pic cartea, că nu-l știm așa bine, dar dacă tu ești ortodox și spui în fiecare seară când te culci sau dimineața când te scoli, cum de nu știi crezul? Ce fel de ortodox, ce credință mărturisești tu dacă nu știi simbolul de credință? Ești ortodox? Nu poți fi ortodox. Și atunci este suficient canon la judecată să-l bagă în rai numai pe cel ce știe crezul și psalmul 50. Psalmul 50 este de pocăință, păcatul meu înaintea mea este pururea și atunci imediat îți vine minte, bă, stai așa că eu sunt păcătos. Dar dacă mai gândesc și la psalmul 142, Doamne, auzi rugăciunea mea, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Cât ar trebui să lăcrimez? Cât ar trebui să-mi pară rău? Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă Mântuitorile și mă mântuiește, deși port rănile păcatelor. Deci m-a mutilat păcatul, m-a strâmbat de totuși oaia ta, caută-mă și mă mântuiește. Câți gândim așa? E, mă, l-am părtășit, dar ce părinte, acum nu dați, dar ce, dar eu mă grăbesc, merg la serviciu, cap autobuzul, dar n-am putut posti, dar sunt bolnavă, dar am gastrită, dar am cutare, pardon. Pentru Dumnezeu o zi te rupi în două. Spune Sfântul Vasile cel Mare, că este scutit de post omul pe care arde casa și nu se poate ridica din pat să plece. Care avem boli de genul ăsta? Toți suntem în picioare. Deci, vă poftesc cu dragoste, să nu credeți că v-am certat pe dumneavoastră. Prin dumneavoastră am vorbit și pentru alții, pentru că erați de față. Veniți cu toată evlavia și cu toată stăruința și cu toată credința și cu tot respectul și cu toată adâncimea de trăire interioară la împărtășit, nemâncați, nebăuți,
citiți, rugați, postiți, să nu ne luăm singură sânge. Nu e greu de dat împărtășadie din potiri, mai simplu ca bună ziua. Dar ce facem dacă se întâmplă cam pateric? Stătea Andrei cel nebun pentru Hristos și vedea cum unii oameni când se împărtășau strălucea fața lor. Unii de-abia se luminau puțin, unii erau vineți la față, unii palezi, unii negri și la unii un porumbel zbura din lingură pe marginea potirului și în gură intra pâine și vin. Și întreabă Dumnezeu, ce asta, Doamne, că nu înțeleg nimic? Cei ce strălucesc la față sunt cei ce trăiesc puterea Sfintei Împărtășanii și aia îi vindecă de boli, de dureri, de primejdii, de necazuri, de toată scârba și supărarea. Cei care de-abia strălucesc sunt acei care ușor se străduiesc, adică să spunem oamenii obișnuiți de rând, de vlavioșii creștini. Cei care sunt palizi la față se tem de puterea Sfintelor Taine, dar o iau cu îndrăzneală să nu fie văzuți de ceilalți care ar fi păcătoși. E un semn oarecare de credință, dar nu este trăire duhovnicească. Cei care se întunecă la față sunt păcătoși și nevrednici, o iau cu toată necredința, cum spun, dar eu sunt un microb din potir, dar eu să mă îmbolnăvesc, mă împărtășesc, nu, eu vreau cu lingurița, nu mă împărtășesc, nu trece pandemia. Împărtășește-te cu pandemie, dacă nu-ți place Euharistia. Dă-i cu lingura de plastic, rupe cozonaca acasă într-un pahar de vin și mănâncă singur la tine de acasă, dacă nu vrei să mănânci prescura lui Dumnezeu, prefăcută în carne și sânge dumnezeiesc. Cei care sunt negri la față de tot sunt cei care nu cred deloc în Sfintele Taine și cred că mănâncă pâine și vin. Iar de acolo, de unde ai văzut că porumbelul zboară pe marginea potirului, aceia nu sunt vrednici nici măcar să se atingă cu buzile de dumnezeiască Euharistie și Dumnezeu ridică harul Sfintelor Taine și ei mănâncă chiar pâine și vin. Aceia au păcate grele, nemărturisite, nepocăite, nedezlegate, neplânse, necăite. Iată ce putem păți dacă facem lucrul acesta. Să fim cu putere și cu evlavie și cu credință, pentru că singura putere duhovnicească a bisericii este dumnezeiasca liturghie cerească și pământească, sus făcută de îngeri cu Hristos, jos de preot cu credincioșii și poporul. Că mi-a spus o domniță, că domnițele știu teologie, că citesc multe cărți, unele au făcut patrimoniu, altele arte plastice, altele au făcut litere, altele au făcut didactică și au învățat și dogmatică și liturghie și de toate. Și mi-a zis, dar preotul postește când se împărtășește în fiecare sărbătoare? Să punem două lucruri în balanță foarte atent. Preotul evlavios, care face liturghie cu credință, de seara de la 6 nu mănâncă nimic până a doua zi, până în liturghie și până după Sfânta Liturghie când se împărtășește, trăiește în curățenie cu soția și ține toate posturile de lunea, miercurea și vinerea cu evlavie și credință. Dacă nu le ține, e treaba lui și în loc iad avem. Scurt, nu stăm să comentăm noi greșeala unora sau altora. Preotul, în virtutea primirii Harului Duhului Sfânt, pentru care puterea sfințitoare a Sfintelor Taine, are această măreață putere, ne arată Sfântul Macarie, când s-a îmbrăcat în veșminge și a ridicat mâinile sus și a zis, împărate, ceresc mângâietorile, el se îmbracă într-o lumină de foc care îi curăță tot păcatul și îi dă starea adamică ca omului în rai înainte de cădere. După ce a dezbrăcat veșmântul de pe el, devine om omenesc, dar în schimb el are în el prea dumnezeiștile taine. Dacă nu le cinstește cum se cuvine, le mănâncă toți preosând. Ați înțeles? Deci să nu credeți că preotul face liturghie, că el șmecher sau vrea el să facă nu știu cum. Și el are niște reguli foarte stricte. Cumpărați un liturghier din curiozitate pentru cultura generală. Nu citiți în el slujbele, că n-aveți ce face cu el. Îl donați la biserică după aia. Și citiți îndrumările pentru preotul care slujește Sfânta Liturghie, 200-300 de pagini, să vedeți câte atribuții are un preot ca să facă Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie nu e un fel de ceremonie, cum am auzit odată din gura cuiva. Aparent, asta e așa ca un fel de coreografie, cum a făcut Hristos în Joia de Taină, acolo nu-i coreografie. Acolo chiar îl chem pe Duhul Sfânt. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule, nu lua de la noi, ci înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Și ce strigă David în psalm? Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Și ce spune Ilie pe Carmel? Doamne, dacă Tu ești Dumnezeu cel adevărat din cer, trimite foc peste jertfa aceasta, să vadă
poporul tău, că tu ești Dumnezeu cel adevărat și eu adevăratul tău slujitor. Păi dacă tu contești puterea Sfintei Liturghii sau o trăiești ca pe o mini-ceremonie, că te-ai dus la liturghie și ai stat și tu o oră, că a făcut preot o slujbă în altar, nici nu știu măcar credincioșii de ce vin la biserică. Eu mereu când întâlnesc grupuri le pun întrebarea asta, ce faci preotul duminica în altar? Și ei se codesc, se fâsticesc, că face slujbă, că ne împărtășește. Știu ei ceva, dar nu știu o formulă concretă. Nu știu dogmatica altarului. Preotul în timpul Sfintei Liturghii sfințește pâinea și vinul, prefăcându-le în cinstitul trup și cinstitul sânge a Domnului Hristos, le dă poporului să le mănânce, să se împărtășească, să se sfințească și să se îndumnezeiască. Deci iată ce facem noi în timpul Sfintei Liturghii. De aia poporul are acces la Sfânta Liturghie și la potir, dar și cu puțină pregătire. Nu scrie nicăieri cum trebuie să te pregătești, dar te învață sfinții, te învață martirii, te învață cei din temnițe care erau mâncați de fiare, care abia așteptau să iau o părticică de Hristos, cei din pușcăriile comuniste care când ne prindea un preot o bucățică de pâine, o prefăcea imediat cu formula liturgică a epiclezei și împărtășea pe cei care urma să moară de boală și de chinurile din temniță. Ori noi venim la împărtări și plictisiți, ne-am parfumat, ne-am tras costum bun, am venit ca la McDonald's, am luat două lumânări, am dat un pomernic la altar, ne-am dus, ne-am împărtășit și eu îi mai întreb câteodată, bă, dar nu stai până la sfârșitul liturghiei, dar ne grăbim că mergem la picnic. Bravo, frate! Vine Hristos din cer și stă pe Sfânta Masă să binecuvinteze satul, parohia, poporul, comuna, comunitatea, stă până la amiază în Sfintele Tainic, el nu pleacă până la binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său dar și a sa iubire de oameni. Atunci pleacă Dumnezeu din biserică din nou la cer, la tronul Tatălui, dar rămâne uscat pe Sfânta Masă pentru bolnavi, el îi prezent pururea, niciodată nu se sfârșește, pe toți îi împărtășește și îi sfințește, spunem formula dogmatică a împărtășirii, dar voi nu știți că nu ați auzit-o. Și abia atunci tu iei anafora, iei aghiazma după ce te-ai împărtășit și te duci frumos acasă. Aceasta este puterea împărtășanii. Ne împărtășim așa de comedie, că merge satul, că așa e tradiția, că noi suntem credincioși, că obișnuim. Noi nu facem din obișnuință, simțim nevoia. Când ai temperatură, ce iei? Paracetamolul, când ai frisonul, ce iei? Avocalminul, de ce iei? Că știi că scade temperatura. Deci iei împărtășanie, să fii curat. Nu vă doriți să străluciți pe dinăuntru? Ba da. Sunt ferm convins. Dar dacă pui rufe la spălat fără dero și învârte mașina în gol, rămân răpănoase. Dar dacă pui dero, care înseamnă pocăința și nevoința, rufele strălucesc. Că marea ta mântuitor le-o văd împodobită și nu prea am îmbrăcăminte să intru în trânsa. Luminează-mi haina sufletului meu, dătătorile de lumină, și mă mântuiește. Amin și Doamne ajută!